de astăzi, Ina Brăilean, cu al doilea proiect de nivel numărul 1, Calea strategii motivaționale, cu titlul discursului vicepreședinte relații cu publicul, Ina Brăilean, vicepreședinte relații cu publicul. Bună seara tuturor! Bună seara Chișinău, bună seara Timișoara! Eu mă numesc Ina. Astăzi o să am marea plăcere să vă vorbesc despre ceea ce văd eu seara de seara de marți, ceea ce fac săptămână de săptămână, practic, să zicem, 11 luni la rând. Așa s-a întâmplat să vin în clubul Top Toastmasters Chișinău vreo 5-6 ani în urmă. Am reușit să fiu un board un pic. Din păcate am avut alte planuri și nu mai știu cu ce experiență m-am ales atunci, dar acum pot să zic ferm că sunt vicepreședinte relații cu publicul, practic mandatul întreg, și astăzi vreau să vă vorbesc foarte pe scurt despre ce înseamnă acest vicepreședinte. De fapt, de la început vroiam să zic că acest training este destinat pe lângă toți cei care astăzi sunt prezenți aici și online, dar totodată este o dedicație, să zicem, specială pentru cel următor: designer, SMM manager, copywriter. Eu am numărat astăzi vreo 5, minim 5 funcții, deja pe lângă vânzător, să zicem, reprezentant al clubului, exact, pe lângă faptul că zi de zi mai sunt și co-echipier, mai sunt și oarecum subaltern, și haideți să vă povestesc despre ce e acum. Am definit eu acest rol pentru mine și sper pentru alții. Eu pot spune ferm că sunt omul care vede frumosul și are frumoasă onoare să îl redăie zi de zi. Obiectivele prezentării mele sunt astăzi aici, să vă povestesc în primul rând despre acest rol, care sunt responsabilitățile cât eu separat ca și vicepreședinte relații cu publicul și totodată ca și un coechipier al board-ului. Ce fac eu, ce utilizez eu zi de zi pentru a îndeplini această frumoasă misiune și, respectiv, la final, cu mare drag, o să aștept întrebări. De ce mă ghidez eu zi de zi? În primul rând, noi avem clubul, în primul rând, Toastmasters are o constituție, respectiv, am și citit tot ce ține de rol, de acest rol. La fel, o să vă vorbesc despre ceea ce am reușit să învăț, ce scopuri am avut inițiale și, respectiv, le-am corelat cu scopurile pe care le are publicul. La fel, în acest rol, respectiv, intră și crearea unui plan de marketing, îndeplinirea sarcinilor la timp. Evident, sunt persoana care promovează sau stă în frunte, în primul rând, atunci când vorbește despre sau reprezintă imaginea clubului nostru drag. În momentul în care eu îmi îndeplinesc sarcinile mele zi de zi, mă ghidez, respectiv, de tot ceea ce ține de identitatea Toastmasters internațional, respectiv, și multe, multe, multe altele. La fel, acum sunt în momentul în care tiptil pregătesc persoana care o să pășească pe urmele mele. Deja, practic, 90% sunt sigură că am găsit și am identificat cineva. La final vin sau nu vin cu anumite detalii, vă las în suspans. Bine, o să vă vorbesc despre ceea ce înseamnă responsabilitățile mele zi de zi. În special, vreau să vă zic că ele sunt împărțite cumva în câteva submisiuni, subroluri. În primul rând, seara de seară de marți, vin aici să fac fotografii, să vă văd frumoși, să tipăresc sau să editez aceste fotografii. De mare dragă mi este atunci când îmi iese bine și, respectiv, voi mai puneți like-uri și distribuiți.
scuze. Bine. Fiecare din voi după aceasta primește nelistate videourile în câteva zile și are posibilitatea să-și vadă procesul și progresul său zi de zi. Și respectiv am grijă să fie de fiecare, să fiu eu cu telefonul în mână, telefonul meu să fie încărcat, hard discul să fie mereu prezent și camera, respectiv să fie gata mereu de a filma frumoasele voastre discursuri. Dacă ne referim la responsabilitățile în afară, ședințe respectiv, eu creez evenimente, creez link-uri la evenimentele noastre pe care le avem online. Deja ziceam că încarc mai departe videourile și respectiv le transmit vouă. Acum, cel mai mult îmi place faptul că voi sunteți mai deschiși și îmi permiteți acum, în planul meu de marketing creat, să plasez acele training-uri sau videourile voastre, adică le fac publice și pe YouTube, respectiv le fac și le distribui pe rețelele noastre de socializare. Mai departe, ce fac eu? Mai rar, dar la fel am grijă de site-ul nostru, să încarc cu diferită informație. Și atunci când avem diverse concursuri respectiv, am grijă împreună cu echipa să fiu prezentă și la ședințele noastre de board, sunt implicată respectiv în a mediatiza, să zicem, evenimentele noastre și participanții noștri pe care îi avem. Respectiv, cu echipa la fel colaborăm în tot ceea ce ține clubul nostru în general. La ședințe vorbesc despre ceea ce am făcut și am de gând să fac, respectiv, printr-un raport. Și vin cu noi idei. Uneori vă cer și vouă idei. În momentul în care sunteți mai deschiși spre feedback-uri sau aveți careva propuneri mai speciale. Și cum am pregătit eu de acest rol? În primul rând am fost la bootcamp-ul de vară. Într-al doilea rând am citit ce ține de Constituție, informația, după care m-am uitat pe toastmasters.org, toastmasters.media, m-am uitat la tot ce postează alte cluburi și pentru mine a fost, nu știu, a fost cartea mea de căpătări, respectiv brand book-ul Toastmasters. Aici vedeți câteva surse de care mă ghidez eu, .org, .media, la fel o să vedeți. Și ce am făcut la fel înainte de a mă pregăti de acest rol? Am studiat Canva, am încercat să văd ce înseamnă a scrie un text. Mereu mă ghidez de și verific textele mele, de exemplu, în același DX online, corectitudine și tot așa mai departe, cum se face o fotografie sau un video corect, cum se postează. Și până acum pot să zic că mi-am bifat cam tot din ceea ce fac eu zi de zi și cu mare drag sunt deschisă spre întrebări și sugestii.